Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu filozofia. Astăzi, cu profesorul Sandu Frunză, mai precis cursul domniei sale, practician în consultanță filozofică și consiliere filozofică de la nivelul de bază la nivelul intermediar, curs ce poate fi urmat pe Udemy Academy. Deci cursul, încă o dată, se numește Practician în consultanța filozofică și consilierea filozofică de la nivelul de bază la nivelul intermediar. Profesorul Sandu Frunză este profesor universitar, doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Domnia sa este un filozof practician în consultanță filozofică, în consiliere existențială și în consultanță etică organizațională. A publicat, ne spune domnia sa, cu modestie, un număr de studii și articole și un număr semnificativ de cărți. Printre cărțile pe care domnia sa le-a publicat, se numără Comunicare și consiliere filozofică, Ești o ființă autentică, despre tine filozofie, comunicare și dezvoltare personală și internship. Dintre acestea, Ești o ființă autentică, am avut privilegiul să o primesc cadou de la domnia sa și este un volum de excepție. Vorbește realmente despre tine, despre filozofie, despre comunicare, dezvoltare personală, teme pe care atât domniei sale cât și nouă ne sunt extrem de dragi și care încearcă să aducă filozofia din turnul de fildeș din nou în Agora și iată mai nou în Agora virtuală prin acest curs prin Udemy pe care domnul profesor Sandu Frunză l-a deschis. O altă carte pe care o recomand a domniei sale este O antropologie mistică, Introducerea în gândirea părintelui Stăniloae. Este o carte care reflectă pasiunea domniei sale pentru filozofia religiei și, de asemenea, între moartea poeticii și moartea lui Dumnezeu. Eseu despre literatură, religie și politică. Sigur, domnia sa mai are multe alte volume publicate. Poate că vom ajunge să prezentăm și pe canalul de YouTube al Editurii Lumen mai multe astfel de cărți. Distinsul profesor a avut, așa cum spuneam, încredere în Editura Lumen să publice prin intermediul nostru volumul Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, a cărei copertă tocmai ați putut să o vedeți, și care reprezintă un punct de cotitură în ceea ce privește dezvoltarea eticii organizaționale în România și dezvoltarea a ceea ce se numește managementul eticii și consultanța etică organizațională, domenii care, iată, acum sunt dezvoltate și în cadrul acestui curs de practician în consultanță și consiliere filozofică și care curs reunește toate domeniile care sunt până acum văzute ca disparate în ceea ce privește practica filozofică, și anume consilierea filozofică, consultanța filozofică, consultanța de etică, terapia existențială și așa mai departe. Iată că profesorul Sandu Frunză a avut curajul să le reunească și să propună un astfel de curs în care filozofia să revină la destinul său
acela de a aduce schimbări în cetate. Filozofia, așa cum a pornit ea din spațiul democrației ateniene, prin cei care astăzi sunt văzuți de mulți ca întemeietorii filozofiei occidentale, Socrate, sigur, presocratici înainte, Socrate, Platon și Aristotel, și toți cei care i-au urmat după aceea, au avut ca gând întemeietor ideea de dialog, de dialog astăzi numit dialog socratic, de cunoaștere prin comunicare și de urmare a ceea ce înseamnă binele public sau binele pentru cât mai mulți. Și asta era tradus în acea vreme ca fiind iubire de înțelepciune. Practic, ideea de filozof consilier, de filozof care sfătuiește, de expert în etică, în dezvoltare organizațională, pe vremea aceea organizația era chiar cetatea, pe vremea Atenei, iată că provine direct din opera întemeitorilor filozofiei, Platon și Aristotel. Considerarea filozofică este regăsită în secolul 20 și începutul secolului 21. Primul filozof care a avut curajul să se întoarcă la rădăcini și să părăsească turnul de Fildeș, în care modernitatea a exilat oarecum filozofia, să se întoarcă în Agora și să pună din nou accentul pe latura consiliativă a filozofiei și pe practica acesteia, a fost Gerd Achenbach, iar profesorul Sandu Frunză nu a pierdut ocazia ca în acest curs de practician în consultanță și consiliere filozofică să ne prezinte filozofia lui Achenbach și faptul că practica filozofică poate deveni o alternativă la filozofia academică. Și, de asemenea, o alternativă la psihoterapie, fără însă a fi o terapie alternativă sau o terapie mai ales pseudoștiințifică, este de fapt ideea care transpare din opera lui Achenbach. Sigur că aceste idei, că practica filozofică reprezintă o alternativă la filozofia academică, la psihoterapie, fără a fi o terapie alternativă, sunt prezente în cursul profesorului Sandu Frunză, cu citările corespunzătoare ale filozofului german deschizător de drumuri în consilierea și consultanța filozofică. Aici domnia sa are și o notă critică, pentru că în cuprinsul cursului profesorul Sandu Frunză dă de mai multe ori de înțeles că domnia sa consideră că practica filozofică nu ar trebui să părăsească Academia, ci tocmai să-și găsească deschiderea plecând de la Academia, de la cei care sunt profesori, și că această practică filozofică trebuie să transforme modul în care filozofia este predată în universități, dar trebuie să transforme oarecum și studenții, dar în același timp și profesorii de filozofie, dacă nu în filozofi practicieni, cel puțin în persoane care să fie deschise la dialog și la narativitate, nu doar la expuneri ale propriilor idei filozofice sau ale ideilor altora, așa cum iată o fac de ceva vreme prin astfel de monologuri înregistrate, dar profesorul de filozofie ar trebui să fie în același timp
deschis către practici comunicative adresate atât unei alterități generice, cât mai ales unei alterități concrete, a unei persoane care are efectiv nevoie de filozofie. Și un larg capitol al acestui curs vizează până la urmă nevoia de filozofie și de filozofare și nevoia de consiliere filozofică, profesorul Sandu Frunză încercând să lămurească de ce este nevoie de încă o formă de consiliere, de încă o terapie suplimentară. Avem atâtea forme de a trata oamenii bolnavi, încât am ajuns o societate medicalizată. Și atunci Sandu Frunză face apel la Lou Marinov, la terapia pentru oamenii normali. Terapia ca terapia creierii unei filozofii de viață. Și consilierea filozofică în dimensiunea sa terapeutică poate fi o astfel de opțiune, mai ales în situații de criză, mai ales atunci când criza existențială, când preocupările existențiale, preocupările referitoare la propria ființialitate ne generează stări de angoasă. Și pentru că angoasa, și pentru că existențial și pentru că ontologicul fac parte din substanța filozofică, filozofia este chemată să ofere o astfel de direcție, o astfel de practică care să permită nu altor filozofi, ci indivizilor să se autotransforme, având acces, până la urmă, la înțelepciune, ca orice alt iubitor de înțelepciune. Și cum iubitor de înțelepciune înseamnă în greaca veche filosofos, până la urmă fiecare dintre noi, ca atunci când reflectăm asupra sensurilor profunde ale propriei vieți, dacă ajungem vreodată să o facem, și rolul consilierului filozofic este tocmai să ne ghideze într-o astfel de inițiativă, devenim filozofi nu în sensul academic al cuvântului, ci în sensul existențial al acestuia și singur în sensul în care Socrate discuta cu sofiștii și cu ceilalți membri ai comunității ateniene, filozofi de ocazie, discutând cu filozoful prin excelență. O bucurie mi-a prilejuit-o profesorul Sandu Frunză atunci când a inclus câteva referiri, o serie destul de amplă de referiri la propria mea activitate, în calitate de, spune profesorul Frunză, teoretician și practician al consilierii filozofice, de practician al consilierii filozofice apreciative, și aici aș avea privilegiu să adaug de persoana care a introdus această modalitate de a practica filozofia, consilierea filozofică apreciativă, modalitate care a fost până acum, din câte am înțeles, destul de bine receptată la nivel internațional și care, din nou am privilegiu să spun, a fost excepțional de bine și de laudativ și poate nemeritat de bine recepționată de către profesorul Sandu Frunză în recenziile domniei sale, motiv pentru care îi mulțumesc cu bucurie și umilință. Am avut de asemenea bucuria să îi răspund domnului profesor Sandu Frunză la o serie de
întrebări în cadrul unui interviu virtual, un interviu la distanță, distanțat social, ca să spunem așa, care a fost cuprins în acest videocurs. Am uitat să vă spun că întregul curs de practician în consultanță și consiliere filozofică, propus de Sandu Frunză și desfășurat prin Udemy Academy, este un videocurs care are în total 5,5 ore de video, dar conține pe lângă acestea și 8 articole și 15 alte resurse ce pot fi descărcate de pe Udemy sau de pe internet în general. Îmi spuneam că am avut privilegiul să-i ofer domnului profesor Frunză un interviu cu privire la propria experiență în ceea ce privește consilierea filozofică și practica filozofică, care a fost inclus în acest curs și datorită copyright-ului pe care îl deține domnul profesor Frunză și Udemy, acest interviu îl puteți vedea doar dacă accesați și vă recomand din toată inima să accesați acest curs, cel puțin acum, cât este încă cu discount, curs de practician în consultanță și consiliere filozofică, disponibil doar pe Udemy Academy. Am fost inclus, așa cum spuneam, în rândul practicienilor filozofi din România, alături, sigur, de nume de referință ale domeniului, Aurel Codoban fiind poate primul sau printre primii care au deschis acest drum, Aurel Codoban fiind prezentat în acest curs ca filozof al iubirii, stilist existențial și terapeut comunicațional, fiind un filozof al iubirii, consilier existențial și din înțelepciunea căruia profesorul Sandu Frunză a extras 5 secrete ale iubirii. De asemenea, profesorul Laurențiu Staicu, care este un însoțitor socratic în devenirea ta. Profesorul Laurențiu Staicu este de asemenea unul dintre pionierii consilierii filozofice la noi în țară și un practician al acesteia în București. De la domnia sa, în cadrul cursului, a fost preluată ideea de nevoie de a elabora o tehnologie filozofică autentică, toate că astfel ne întoarcem la distinția pe care gânditorii greci o aveau între episteme și tehne, tehnologia în sensul antic, tehne, era în același timp o artă, și iată că filozofia devine o tehnologie, în ghilimele, sau o tehnică conciliativă, o practică conciliativă și, în același timp, o artă de a ghida individul în descoperirea de sine. Și, sigur, un alt merit al profesorului Laurențiu Staicu, subliniat în cursul de față, este aceea că domnia sa a înțeles și a transmis tuturor celor interesați că filozofia a rămas mereu în preajma oamenilor și în mințile acestora, chiar dacă aparent ne-am depărtat de filozofie și ne-am depărtat atât de tare încât astăzi facultățile de filozofie sunt multe dintre ele în pericol de a dispărea din programa academică, lăsând locul altor discipline, poate că importante, poate că importante din perspectiva traseului profesional al tinerilor, dar cred că fără filozofie, societatea
actuală este într-o criză profundă a valorilor, pentru că filozofia și mai ales filozofia morală și filozofia tehnologiilor și teoria cunoașterii, epistemologia, gnoseologia, dar chiar și metafizica și ontologia sunt provocate de schimbări atât de profunde care au loc datorită dinamicii tehnologiei, datorită trecerii către o tehnologie ce ne face capabil să, de autotranscendență, ce ne face capabil să ne depășim limitările ființiale, încât filozofia și consilierea existențială și etică ar trebui să ne însoțească permanent. Sigur că dincolo de ideea de consiliere filozofică, trebuie să subliniem faptul că Sandu Frunze vorbește și de rolul terapeutic al filozofiei, dar și de partea de consiliere de etică și de practician al eticii, pentru că etica organizațională trebuie să răspundă dintr-o dată la o serie de probleme cu care umanitatea nu s-a mai confruntat, și anume faptul că avem o capacitate de a face bine sau de a face rău prin teleacțiune, atât de mare încât imediatul, aproapele, a devenit sinonim cu întreaga planetă. Pentru că prin intermediul virtualizării spațiului social, și aici vă invit să vedeți pe canalul de YouTube Editura Lumen, câteva prelegeri și astfel de videoclipuri pe care le-am realizat cu privire la virtualizarea spațiului social și la etica tehnologiilor, spuneam că umanitatea a ajuns într-un punct în care propria condiție și capacitate de acțiune depășește încă nivelul de conștiință. Sau, cu alte cuvinte, am ajuns tehnologic la nivelul de a fi zei, dar nu avem conștiința pe care se presupune că un zeu în ghilimele, un zeu autocreat, un zeu care a transcens prin tehnologie, a trebuit să o aibă, pentru că altfel, sigur, în lipsa unor puternice rezonanțe etice și a unor consultanți etici care să fie capabili să transmită aceste valori etice și să fundamenteze etica noilor tehnologii, etica educației, etica cercetării științifice, etica publicării și așa mai departe, fără acestea vom trăi într-o societate goală și nu vidă, așa cum poate alte tradiții spirituale ar fi dorit să vorbim despre un vid metafizic, ci despre o goliciune spirituală pe care doar filozofia și umanismul în genere o poate aduce, nu împotriva tehnologiei, nu împotriva dezvoltării tehnologice, ci tocmai în comuniune cu aceasta. O altă mențiune importantă este aceea a practicii filozofice din perspectivă religioasă, o dimensiune la care de asemenea aderăm și considerăm că filozoful consilier poate să reprezinte un punct de stabilitate în ceea ce privește dezvoltarea personală și coachingul, atâta vreme cât aceste dimensiuni ale societății actuale sunt atât de inflamate încât toată lumea se dezvoltă personal fără să mai fie, sau uitând să mai fie o persoană. Iată că această dimensiune a consilierii spirituale, aceste dimensiuni religioase, este deosebit de importantă și aici Sandu Frunză ne prezintă această perspectivă sau această perspectivă a consilierii
spirituale din, sau împreună cu Ioan Chirilă, din perspectiva practicilor consiliative pe care Ioan Chirilă, profesorul Chirilă de la Cluj, le realizează, mai ales în aria bioeticii. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să atrag atenția de, cu privire la consilierul de etică, la management, managementul eticii ca practici filozofice. Acest lucru este din nou în consonanță și cu alte idei pe care de altfel le-am mai prezentat anterior și de care, asupra cărora vom reveni pe canalul YouTube Editura Lumen. Consilierea de etică este inseparabilă de practica filozofică, managementul eticii și managementul etic sunt dimensiuni ce nu pot fi separate de filozofie și că etica profesională nu ar trebui complet separată de cea filozofică, chiar dacă etica practică, etica aplicată se desprinde din trunchiul eticii filozofice, totuși nu ar trebui să fie separată și să fie practicată exclusiv de profesioniști din alte domenii care au o mică sau complet lipsă cultură filozofică în general pentru a înțelege semnificația unor principii etice, a unor valori care au fost fundamentate etic într-o tradiție filozofică și aici, sigur, etica kantiană, etica aristotelică sau a utilitariștilor sunt astfel de modele de etică care astăzi se aplică în etica aplicată și în consilierea de etică, dar care atunci când nu sunt corelate cu fundamentele lor filozofice pot fi distorsionate profund și pot aduce o neînțelegere și mai mare, dar de ce ar trebui să fiu etic? Și astfel etica se confruntă cu o criză, o criză pe care de asemenea am discutat-o în cadrul altor întâlniri de pe canalul de YouTube și pe care noi pe canalul de YouTube Editura Lumen și de exemplu subtitlul Bioetica în criză sau criza bioeticii. Sigur, nu pierd ocazia să-mi fac și mie reclamă, pentru că așa este bine unui filozof când vorbește despre un alt filozof să se refere mereu la sine. Așa suntem noi cei care suntem formați în sau și în aria filozofică. Până la urmă, Socrate avea întotdeauna dreptate, indiferent ce spuneau interlocutorii. Dar profesorul Sandu Frunză, într-o oarecare măsură, prezintă aceste aspecte și sunt foarte importante legate de depășirea crizei filozofice prin depășirea crizei etice și prin trecerea către filozofia practică. Și iarăși trebuie să arăt că o practică filozofică descrisă și mult mai puțin întâlnită sau puțin întâlnită, pentru că mult mai puțin ar trebui să o compar cu ceva și niciuna dintre practicile filozofice, din păcate, nici consilierea individuală, nici consilierea de etică și nici cafenele filozofice nu sunt foarte răspândite în România. Spuneam că o altă practică filozofică în dezvoltare o reprezintă cluburile de filozofie pentru copii sau cu copii și mai nou cluburile de filozofie cu adolescenți pe care le propune, le promovează Mihaela Frunză tot la Cluj. Acest curs se încheie cu prezentarea unor inițiative de profesionalizare a consilierii filozofice în România și introducerea în codul CAEN a profesiunilor recunoscute din România, cu alte cuvinte, a activităților recunoscute, care înseamnă activități recunoscute în economia națională, dar și a
codurilor core, a ocupațiilor recunoscute în economia națională, a practicii filozofice și a consultanței filozofice sau a consilierii de etică și așa mai departe. Sigur că există consiliere de etică, cel puțin în domeniul administrației publice, dar din experiența personală, dar și din experiența profesorului Sandu Frunză, pe care cel puțin mi-a relatat-o într-o întâlnire pe care am avut-o recent și în care îmi spunea că și experiența domniei sale merge în aceeași direcție. Majoritatea celor care au fost numiți consilieri de etică habar n-au ce înseamnă etica sau dacă au habar, oricum nu-i interesează. Și pentru că mulți dintre consilierii de etică vor vrea să se formeze în această latură, îi invit și îi invit pe toți cei care au pasiune pentru filozofie, pentru consiliere, chiar dacă provin dinspre filozofie, dinspre asistență socială, sociologie, medicină și așa mai departe, să urmărească, să urmeze acest curs al profesorului Sandu Frunză, disponibil pe Udemy Academy în următoarele zile cu reducere de 90%, curs intitulat Practician în consultanță și consiliere filozofică, de la nivelul de bază la nivel intermediar. Sunt Antonio Sandu și alături de inspirația pe care Sandu Frunză mi-o transmite, vă doresc o zi minunată!